Bun găsit la jurnalul TV Sud. Iată titlurile zilei. Un bărbat a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost cuprins de flăcări. Investițiile la două hidrocentrale din Gorj ar putea fi finalizate, ce spune președintele Consiliului Județean Gorj despre acest lucru, aflați imediat. Spectacol în aer liber la Târgu Jiu de Ziua Națională, autoritățile locale fac pregătiri pentru o esplanadă pe stadionul municipal. Gest inconștient al unui bărbat de 47 de ani din comuna Gorjană Stănești. Acesta a aruncat benzină pe focul din sobă în moment în care flăcările l-au cuprins. Din păcate, acesta a suferit arsuri la nivelul mâinilor. Atât el cât și soția lui gravidă au fost transportați la spital. Incidentul a avut loc ieri seară în jurul orelor 20 la casa din comuna Stănești, unde locuia victima. Suflul puternic degajat de benzina pusă pe foc a ieșit din sobă, iar flăcările i-au venit direct în fața bărbatului. Un vecin al victimei a fost cel care a sunat la 112. Salvatorii au intervenit cu auto specială cu apă și spumă și două ambulanțe. Din păcate, un bărbat în vârstă de 47 de ani a încercat să aprindă focul în sobă utilizând lichide combustibile. Acesta era conștient, cooperat, a primit primul ajutor calificat la fața locului, iar ulterior a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Târgu Jiu. Soția victimei este însărcinată și a suferit un șoc puternic după ce a aflat. Atât ea cât și soțul rănit au fost transportați la spitalul din Târgu Jiu. De asemenea, o altă persoană de sex feminin a suferit un atac de panică, fiind de asemenea transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. În urma incendiului nu au fost pagube materiale. Șansă uriașă de finanțare pentru finalizarea unor construcții hidroenergetice din Gorj. Autoritățile județene au trimis ieri o solicitare la guvern pentru a fi prinse la finanțare din fonduri europene barajul de la Sadu și două centrale hidroelectrice. Consiliul Județean Gorj a făcut un nou demers pentru finalizarea barajului de la Bombești-Jiu și a centralelor hidroelectrice de la Curtișoara și Turcinești după eșecul din 2018. Lucrările la aceste obiective sunt realizate în proporție de peste 50%. Fiecare dată ne spunea, fiind un obiectiv de investiție, că nu au fondurile necesare pentru ajunge la bun sfârșit. Avem aceste fonduri. Acum Repower EU ne spune clar că poate finanța lucrări hidroenergetice aflate în anumite stadii și Guvernul României, cred că pentru orașul nostru, pentru județul, cred că poate să facă acest minim demers și am solicitat și o să solicit în continuare și o să fac toate demersurile. Dacă cumva, să spunem, Guvernul României nu își va asuma acest proiect, o să merg către Parlamentul României, pentru că este o ordonanță de urgență și va merge în Parlament spre aprobare prin lege. Finalizarea barajului de la Sadu și a celor două puncte de producție a energiei electrice sunt extrem de importante pentru întreg județul. Este foarte important pentru noi, în primul rând al siguranței orașului nostru. Foarte bine, cele două baraje de la Vădin și la Piața Mare, vedem foarte bine, sunt colmatate în proporție de 80%. Realizarea sau finalizarea barajului din Valea Sadului, care este în proporție de 65% realizat, ar însemna foarte mult pentru noi și ne-ar asigura cu siguranța necesară pe orașului. De asemenea, nu trebuie să fie de neglijat cantitatea de energie pe care acest complex hidroenergetic poate să o producă. Vedem ce se întâmplă cu seceta prelungită de ani de zile, iar volumul de apă care poate înmagazina barajul de la Valea Sadului ne-a asigurat o priză de apă, apa necesară pentru viitoare, ceea ce privește județele Dolj și Gorj. Cred că 710 hectare cât au trecut în proiectul tehnic vor fi salvate de la posibile inundații. Deci complexul hidroenergetic ar putea produce energie electrică aproape 140.000 de megavați dacă investițiile ar fi finalizate. Deși ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a dat asigurări la Târgu Jiu că drumul expres a intrat în linie dreaptă, liberalii susțin că investiția este departe de a fi realizată. Nu există finanțare pentru drumul de mare viteză și asta pentru că tronsonul nu este inclus în planul investițional 2021-2027. Dan Vâlceanu, fost ministru interimar al transporturilor, a declarat că drumul expres Târgu Jiu-Craiova nu există inclus pentru finanțare. Studiile de fezabilitate și proiectul tehnic sunt finanțate din POIM, din POIM-ul actual. Execuția ar fi trebuit să intre pe viitorul cadru al Uniunii Europene 2021-2027, dar dacă verificați să vedeți ce scrie în planul investițional al României pentru 2020-2027, o să observați că acel drum expres nu există acolo. Iar planul investițional cuprinde toate proiectele de investiții, fie că sunt bani europeni, fie că e vorba de bugetul de stat, între 2020 și 2030. Deci, practic,
având în vedere că acest drum nu există la finanțare, inclus pentru finanțare, între 2020-2030, înseamnă că pentru acest drum expres nu există finanțare. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat la Târgu Jiu că a semnat finanțarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul expres Craiova-Târgu Jiu și că urmează ca tronsonul să intre la finanțare. Merge bine cu studiul de fezabilitate. Cred că recepția este undeva la anul, în primăvară, ca și termen. Finanțarea, știu la ce vă referiți, finanțarea execuției. Să știți, atâta timp cât este în master planul de transport al României acest proiect și atâta timp cât devine matur, e un proiect față de altele care parcă în momentul ăsta au finanțare, dar ritmul e mult mai scăzut și stăm într-o etapă incipientă față de acesta. Să știți că n-am ezitări în a asigura finanțările acolo unde proiectele sunt mature. Dan Vâlceanu dezminte declarațiile lui Grindeanu și spune că ministrul a făcut doar o promisiune. Eu doar o promisiune. Hotărârea de guvern privind planul investițional de care vă spuneam este inițiată de Ministerul Transporturilor sub semnătura domnului Grindeanu. Și în acea hotărâre de guvern, așa cum vă spuneam, care cuprinde toate obiectivele de investiții între 2020-2030, acest drum nu există. În schimb, Mihai Weber, deputatul PSD, susține că lucrările la drumul expres Craiova-Târgu Jiu vor debuta în anul 2023. Legea de reducere a vârstei de pensionare nu se poate aplica, o spune deputatul Dan Vâlceanu, care susține că le-a spus minerilor și energeticienilor încă de la începutul proceselor că nu poate fi pus în aplicare actul normativ. Angajații complexului energetic Oltenia vor rămâne cu ochii în soare pentru că legea este făcută în așa fel încât să nu le permită pensionarea mai devreme. Deputatul Dan Vâlceanu susține că minerii și energeticienii sunt mințiți de către politicieni cu privire la legea numărul 197/2021 pentru că actul normativ nu se poate aplica. Și chiar de la începutul acestei discuții le-am spus celor care protestau în piața prefecturii că e foarte complicat să poată să fie pus în aplicare. De aceea am venit cu acea soluție la discuțiile pe care le-am avut cu ei, de a asimila perioada din înainte de 2021 de grupa a doua pentru condiții speciale. Și asta s-a și întâmplat. A fost singurul lucru care s-a întâmplat de la momentul la care au început protestele. Cei de la PSD și USR le-au promis că vor rezolva problema. Cei de la PSD spunând că în momentul în care vor ajunge ei la guvernare, sigur problema va fi rezolvată. Și uite că se face un an și nu au mai rezolvat problema, pentru că, de fapt, la momentul la care ei le promiteau minerilor că vor rezolva problema, mințeau. Ei mințeau în față. Am fost înjurat că nu sprijin legea, însă eu le-am spus angajaților complexului energetic Oltenia adevărul, și anume că nu se poate aplica legea, susține Dan Vâlceanu. De când au început protestele, eu am tot fost înjurat de cei care protestează acolo că, nu știu, nu îi sprijin sau că nu sunt de acord cu ei. Deși nu am făcut decât să le spun adevărul. Și uite că timpul mi-a dat dreptate. Era adevărat ce le spuneam. Acum, cei de la PSD vin și spun că vor rezolva și nu se întâmplă nimic. A trecut deja un an, cum vă spuneam. Și a mai apărut o lege. A apărut și următoarea lege. Dar acum eu cred că cei de la PSD au de dat o explicație. Și cei care protestează acolo nu mai trebuie să caute mincinoșii în altă parte. Ei știu foarte bine. A venit și domnul Budăi pe aici, a vorbit la momentul acela când promiteau că vor pune în aplicare legea 197. Acum domnul Budăi spune că e o problemă cu contribuțiile și așa mai departe. Deci chestiunea asta a legii 197 este o epopee fără sfârșit. Adică îi vor minți în continuare și probabil că minerii vor crede. Angajații complexului energetic Oltenia au protestat mai bine de un an în piața prefecturii din Târgu Jiu pentru a le fi recunoscute condițiile grele de muncă în care au lucrat. Pentru aplicarea legii numărul 197 este nevoie de modificarea mai multor texte legislative în vigoare.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat campania de plată în avans a fermierilor care au depus cereri unice de plată în acest an. Peste 14.000 de fermieri au primit sprijin financiar. În primele 10 luni ale anului în curs, prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură au fost plătite peste 9 milioane de euro. Sumele de care au beneficiat fermierii gojeni au fost împărțite pe scheme de sprijin. Schema unică de plată pe suprafață, au fost autorizați 14.522 de fermieri cu o sumă autorizată în euro de 3.797.884,36 euro. Schema de plată redistributivă, 14.522 de fermieri cu o sumă totală de 447.005,41 euro. Schema pentru practicile benefice pentru mediu și climă, 14.529 fermieri autorizați, cu o sumă totală de 2.302.505,09 euro. Și fermierii din sectorul zootehnic au primit sprijin financiar. De asemenea, s-a plătit sprijinul cuplat în sector zootehnic, categoria ovine, 159 de cereri autorizate, cu o sumă totală de 485.255,21 euro. Tot în sector zootehnic, categoria caprine, 8 cereri autorizate din cele solicitate la plată, cu o sumă totală de 10.411,52 euro și tot în categoria sector zootehnic, vaci de lapte, 96 de cereri autorizate, cu o sumă totală de 298.386,68 euro. Peste 7 milioane de euro au fost atrase din bugetul Uniunii Europene de către fermierii din sectorul zootehnic. Veste bună pentru proprietarii de mașini care vor să-și înnoiască jucăria pe patru roți. A treia sesiune a programului Rabla din acest an se prelungește până la sfârșitul lunii ianuarie. Clienții pretențioși sunt așteptați în showroom-ul Laser Service din Târgu Jiu pentru a beneficia de campanie. Programele Auto Rabla Classic și Rabla Plus sunt în desfășurare din 30 septembrie. Înscrierile ar trebui să se încheie pe 25 noiembrie, însă administrația Fondului de Mediu a anunțat prelungirea perioadei cu aproape două luni datorită fondurilor disponibile. Renumitul showroom Laser Service din Târgu Jiu participă la aceste programe naționale. Această prelungire ne oferă oportunitatea atât clienților noștri cât și nouă, clienților datorită faptului că sunt foarte mulți clienți care nu au reușit să plaseze o comandă din diverse motive și nouă pentru că ne oferă posibilitatea de a ne mări portofoliul de vânzări. Clienții au fost foarte încântați pentru că sunt niște beneficii acordate de către statul român și de ce să nu beneficieze de aceste prime de casare, pentru că sunt sume foarte mari. La Rabla Classic pot să ajungă până la 16.500 de lei, iar pentru Rabla Plus sumele sunt mai mari, ajung până la 57.000 de lei. Showroom-ul Laser Service din Târgu Jiu îi așteaptă pe clienți cu o gamă variată de autoturisme în funcție de gusturi și bugetul fiecărui client. Mai mult, cei cu dare de mână pot vedea și cumpăra ultimele modele la Renault și Dacia care sunt dotate cu tehnologii avansate. Care dintre clienții de dumneavoastră de la Laser și-ar permite în această perioadă de criză economică să facă o astfel de achiziție? Sunt foarte mulți clienți care își doresc să achiziționeze o mașină, unii pentru că este o necesitate, alții visează la această mașină și de ce să nu beneficieze de aceste prime și, bineînțeles, și de ofertele puse la dispoziție de către Renault și de către concesiunea noastră. Sunt prețuri destul de accesibile pentru clienți. Noi le punem la dispoziție absolut tot suportul logistic și, bineînțeles, mașinile au fiabilitate recunoscută în timp. Programele naționale de schimbare a autoturismelor uzate sunt destinate atât persoanelor fizice și juridice, cât și unităților administrativ-teritoriale. Descinderi cu procurori și mascați la Direcția pentru Agricultură din Vâlcea. Trei angajați care lucrează pe departamentul de fonduri europene sunt suspecți de fraudă. În urma controalelor, mai multe persoane au fost duse la audieri.
Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, ofițerii DGA Vâlcea și mascații au descins ieri dimineață la sediul instituției. Perchezițiile vizează 3 persoane din cadrul compartimentului pentru fonduri europene. În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie 2022, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, se efectuează 2 percheziții domiciliare pe raza județului Vâlcea, din care una este la sediul unei instituții publice. La sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea urmează a fi prezentate în vederea audierii mai multe persoane. Activitățile sunt desfășurate în colaborare cu lucrătorii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea, cu sprijinul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale și sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmii Vâlcea. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare, a transmis parchetul Vâlcea. Oamenii legii continuă cercetările într-o cauză penală ce vizează suspiciunile privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție referitoare la aprobarea și derularea unor proiecte cu finanțare din fonduri europene. Târgul de Crăciun de la Craiova atrage din ce în ce mai mulți spectatori. Dacă la deschidere peste 100.000 de oameni au venit să vadă luminițele, numărul lor este într-o continuă creștere. Mai mult, reprezentanții primăriei Craiova au anunțat că a început competiția pentru cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Potrivit primăriei Craiova, se poate vota pe www.europeanbestdestinations.com începând de astăzi. Anul trecut am ieșit pe locul 6, iar anul acesta Craiova e din nou singura destinație selectată din România. Se poate vota o dată la 24 de ore de pe un IP până pe 8 decembrie 2022, informează primăria Craiova. Pentru participarea orașului la diverse concursuri organizate de European Best Destination, municipalitatea craioveană a plătit anul acesta suma de 11.500 de euro. Totodată, în acest buget sunt incluse și servicii de promovare a Craiovei ca destinație turistică din România. Cei care vor să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova pot vedea căsuțe de poveste unic. Pictate de artiști talentați și amplasate în 5 piețe. Cei care vor să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova pot vedea căsuțe de poveste unicat, pictate de artiști talentați și amplasate în 5 piețe, un brad înalt de peste 20 de metri, peste 1.000.000 de beculețe și figurine luminoase și un patinoar de 700 de metri pătrați. Și acum urmează grupajul de știri pe scurt. Casa unor afaceriștii din Târgu Jiu a fost spartă de hoți. Este vorba despre o locuință din localitatea Componentă Polata. Jaful a avut loc la începutul acestei săptămâni dimineața, imediat după ce afaceriștii au plecat de acasă. Când s-au întors, au găsit casa răvășită, iar seiful dispăruse. Au sunat imediat la 112, iar polițiștii s-au deplasat la fața locului. Seiful a fost găsit abandonat în apropierea casei, era gol. Hoții au furat tot ce era înăuntru, bani, bijuterii din aur și 2 arme de vânătoare, dar și muniție. Anchetatorii refac acum traseul hoților. Au ridicat deja imagini de pe camerele de supraveghere din zonă și încearcă să găsească pe hoții care se plimbă acum liber pe străzi cu bunurile furate și cu armele de vânătoare. Familia prădată de hoți are mai multe afaceri în județ, iar verișorul afaceristului jefuit lucrează la o societate aflată în subordinea primăriei Târgu Jiu. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu și Prefectura Gorj pregătesc o serie de evenimente pentru a celebra Ziua Națională a României. Manifestările vor debuta la ora 11 cu o esplanadă pe stadionul municipal. Mai multe aeronave vor survola deasupra arenei cu fum tricolor. Vor avea loc zboruri demonstrative din elicoptere, iar parașutiștii vor ateriza cu draperul României. Totodată, târgujenii se pot bucura de Târgul de Crăciun din Piața Prefecturii și pot participa la o expoziție de echipamente civice și militare. Distracția continuă. La ora 17:45 de minute se va intona imnul național, la ora 18 se va aprinde iluminatul festiv de sărbători, iar după aceea cetățenii pot participa la un spectacol de muzică populară.
Polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Serviciului Rutier continuă activitățile preventive în unitățile de învățământ, iar de această dată 70 de copii din grupa pregătitoare, clasele 1 și a 2, precum și 7 cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Voievod Litovoi din municipiul Târgu Jiu au beneficiat de informațiile oferite de oamenii legii pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile și cele privind regulile de circulație. Reprezentanții PJ Gorj au declarat că vor mai desfășura activități preventive în școlile din județul Gorj. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!